vernisajul taberei de creație din Sulița, prima ediție, 2023. Voi spune câteva lucruri, după voi da cuvântul domnului profesor Dram să vă spună mai multe detalii despre proiectul nostru cultural, educațional, social, pe care îl avem în vedere. Și doamna Mirela Ștefănescu, critic de artă, pentru a prezenta operele lucrate de studenții de la Universitatea de Artă, timp de 10 zile, la noi în comună, fiind cazați la Complexul Poinița Agrotur. Ne-am adunat aici să vedem, să observăm, să apreciem lucrările acestor studenți, artiști. Deja cred că au confirmat, sau poate au confirmat de mult că sunt artiști. Cel puțin eu sunt mulțumit și satisfăcut de munca lor și apreciez că, deși au fost 10 zile cu căldură, poate cu disconfort, la sculptură cel puțin copiii au muncit foarte mult și au scos aceste opere de artă care vor folosi la înfrumusețarea comunei noastre. Asta a fost și scopul, unul dintre scopurile proiectului, de a înfrumuseța comuna cu aceste opere de artă. Vreau să mulțumesc tuturor partenerilor, nu o să încep să enumăr pentru că îmi va lua foarte mult și nu vreau să uit pe cineva sau să pierd din vedere. Am avut parteneri, am avut sponsori care ne-au ajutat foarte mult. Vreau să amintesc că aproape toată această acțiune a fost sponsorizată. Deci contribuția din bugetul local a fost foarte mică pentru că am crezut într-un proiect de genul acesta și n-am vrut să implic financiar comunitatea, cel puțin la prima ediție, până vom vedea cum se va finaliza cu adevărat și cât de benefic va fi pentru comuna noastră. Deci am folosit doar sponsorizări, sau în mare parte, și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit pentru această primă ediție a taberei de creație. Domnule profesor, vreau să prezentați puțin, pentru că totul a plecat de la o întâlnire cu domnul profesor Dram, apoi o, să-i zicem așa, o prietenie și din toate discuțiile, zic eu productive, a reieșit și acest proiect cultural, educațional, social, pe care l-am și denumit Ioan Pribeagu. Acesta fiind din Sulița, dar ne va da mai multe detalii, domnul profesor. Și de acolo am început să scriem și au ieșit niște părți ale acestui proiect pe care am început să le punem în practică. Și cred că am reușit cu succes cu prima parte, această tabără de creație. Vă rog, mulțumesc, domnule primar, și vă și felicit pentru tot ce ați făcut până acum. Și mai cu seamă pentru ceea ce presupun că veți face în continuare. Îi felicit pe tinerii artiști, care sunt mici doar la vârstă, dar chiar sunt artiști, pentru că m-am uitat de jur împrejur și chiar mă pricep, nu chiar ca profesorilor, dar un pic mă pricep și eu. Și știu ce spun în cunoștință de cauză. De aminte, am predat mulți ani de zile cursul de estetică și cine predă estetică ar trebui să se priceapă cel puțin, așa un pic, pe aproape de valoarea de aici. Să spun câteva chestiuni despre acest proiect și mi-ar fi plăcut să se întâmple acest lucru în fața întregii comunități la toamnă, pentru că o să facem lansarea proiectului mare și sper să-l putem face în natură, într-un spațiu mult mai larg, pentru că acest proiect cuprinde doar ca primă etapă, ca primă verigă ceea ce s-a întâmplat cu tabăra de creație de la Sulița. Admite proiectul mare, care demarează de la toamnă și care va însemna și ce spunea domnul primar, adică să aducă inclusiv acele sume de bani necesare prinse ca să nu greveze comunitatea. Comunitatea nu trebuie să piardă niciun ban, ba dimpotrivă, tot ce se va întâmpla, se va întâmpla în folosul comunității. Pentru că vor fi bani care vor veni din surse externe, inclusiv fonduri europene, Ministerul Turismului se va implica foarte mult în această chestiune, care, ca final, ar trebui și sunt convins că așa va fi, să schimbe mai mult sau mai puțin o bună parte din ceea ce este astăzi. Spuneam că după 30 de ani nu credeam că mai ajung vreodată la Sulița, neavând contingențe de niciun fel,
Dar întâmplarea a făcut ca altcineva, o altă persoană care sper să vină la toamnă, care a copilărit aici la Suvița, mi-a arătat frumusețile acestor locuri. Și atunci am descoperit și frumusețea lacului și a pădurilor care înconjură Sulița, Drapșani, până sus, către Flămânzi, până la Cozancea și cei de aici știți mai bine ca mine. Și în plus am mai descoperit o chestiune. De acolo a plecat tot proiectul. În secolul XIX, Sulița nefiind o localitate foarte veche, este înființată undeva în jurul anului 1823, printr-un edict, printr-un act domnesc a domnitorului de atunci, Sturza, Mihăiță Sturza, dar al minter mult mai vechi este satul de jos, Drapșani, care e un sat mai din vechime, să spunem așa. Altceva e important însă, într-o infrastructură a timpului, și vorbesc de secolul XIX și începutul secolului XX, Sulița a fost unul dintre cele mai importante târguri din Moldova, era pe poziția 24 la nivel de localitate urbană, deci era târg, însemna orășel. Mai mare ca Pașcani, ca să vă dau un exemplu pentru cei care suntem de la Iași și știm ce este Pașcani, ce este Târgu Neamț și alte chestiuni de genul acesta. E drept că majoritatea localnicilor, din cei 3.000 aproximativ, erau evrei. Poporul român este un popor foarte tolerant. Poporul român a fost un popor care s-a înțeles bine cu toate minoritățile și asta a fost o calitate mare a poporului român. Iar eu cred, și nu fac niciun fel de afacere decât aceea stil culturală, cred că într-o reluare a relațiilor între comunitatea din Sulița și ceea ce înseamnă și Israel, ce înseamnă comunități evreiești din lume, pentru că evreii sunt peste tot. Nu întâmplător Biblia lor, nu întâmplător până și Dumnezeu și Iisus. Tot de acolo, prin vreau, nu vreau, cam asta e situația. Și atunci trebuie să fim și noi măcar un pic evrei, cum sunt ei mai mult. Mutând ce din mutat, Sulița poate câștiga din această poveste. Drept care eu, împreună cu acea colega mea, am pus la cale și sub oblăduirea domnului primar, căruia îi doresc chiar să se ocupe multă vreme de acest proiect, am pus la cale un proiect care se cheamă Sulița Veselă. Sulița Veselă este o chestiune inspirată ce-i drept de ce se întâmplă într-o localitate din Italia. O localitate anodină, plictisitoare, fără nimic împreună, care în 20 de ani a devenit în zonă, s-a transformat în zonă de atracție. Întâi pentru zona Italiei din zona Milano, că de acolo este, după aia pentru toată Italia și după aia pentru Europa. Localitatea respectivă, repet, era o localitate absolut banală, a noastră, cu câteva mii locuitori, în care oamenii se nășteau, mureau, care reușeau, plecau de acolo, care nu se mai întorceau niciodată. Deci așa se întâmplă cu majoritatea localităților mici. Dar în momentul în care o localitate îți dă altceva, de regulă nu numai că nu mai pleci, ba chiar și te și întorci de pe unde te prinde vremea. Este un știu la muncă, la căpșuni în Spania sau alte prozii de felul acesta. Ei, și atunci primul pas care este ce a spus domnul Popescu mai înainte, s-a creat un fel de organism care va fi brevetat la toamnă, care se cheamă Centrul Sociocultural Economic Ion Priveagu. De ce Ion Priveagu? S-a născut aici. Probabil cea mai importantă personalitate care s-a născut la Sulița. Pentru cei care nu știu, Ion Priveagu a fost chiar un fenomen al literaturii. A scris cele mai haioase, cele mai ciudate poezii satirice, poezii poante, multe circulă ca folclor. Lumea nici nu mai știe că sunt ale lui Ion Priveagu, pentru că el undeva prin anii 60 a plecat din România și s-a stabilit în Israel, unde a și murit la Tel Aviv, dar s-a născut aici, în Sulița. A trăit câțiva ani și la Botșeni. E cel care s-a întâlnit cu o frumoasă țigăncușă pe care o chema Zaraza. Cei mai în vârstă știu, ar trebui și artiștii să știe cine e Zaraza. Zaraza era frumoasă tare. Și a iubit-o cum numai un prost poate să-i plăce. Proiectul nostru vizează și n-aș vrea să vă țin mult, pentru că, repet, la toamnă o să facem o chestiune mult mai largă și mult mai de lansare. Vor veni cei la regiunea Nord-Est, adică vor veni toți cei care sunt prinși în acest proiect. Dar proiectul, printre altele, vizează câteva componente foarte importante și chiar mi-aș bucura să fie mai mulți reprezentanți ai comunității. În primul rând, reabilitarea, nu cu banii comunității, ca să ne înțelegem, că lumea crede că primarul o să ia banii noștri cu care ne dă nouă ajutoare sociale și alte prostii și ne cheltuiește. Nu e cazul. Nu va fi, nu numai cheltui niciun ban de la primărie, dar se vor aduce bani în coace, se vor crea locuri de muncă. Deci, în primul rând, e vorba de reabilitarea unor chestiuni care țin de vechea Sulița. E vorba de un cămin cultural pe care îl aveți undeva, cred că e în spatele, dacă credeți bine, da, în spatele nostru undeva, în partea aceea, care e, păi, de steaua mamelui, nici Ucraina, nu sunt așa lucrări, blocurile, casele, cum e clădirea aceea, a fost
cu drag, nu-i vina mea asta. El nu-i primar de mult, din câte știu eu. Dar clădirea aceea e ca o clădire din Ucraina dărâmată. Acolo a fost cinematograf, acolo au fost multe chestiuni și se va face o sală polivalentă cu de toate. Adică să fie și teatru, să se poată face orice fel de spectacol, să se poate viziona și un film în condiții decente de secolul 21. Se va da cu acordul Consiliului Local, deja s-au purtat niște discuții, această clădire va fi școala veche, stânga noastră undeva lângă parc, unde va fi acest sediu sociocultural destinat în special persoanelor de o anumită vârstă. De fapt, poți să fie orice vârstă, de la cei foarte mici până la cei foarte bătrâni. Dar există o categorie de vârstă ciudată pe care nu mai bagă nimeni în seamă. Așa e viața, neiertătoare, să știți. E așa de cumplită, toți cei când sunt foarte tineri cred că nu vor îmbătrâni niciodată. Așa cred ei. Așa au crezut și alții. Și toate sunt ciclice. Dar în acea clădire se vor gândi tot felul de chestiuni în care se dispară granița de vârstă, inclusiv să vedeți o bătrânică de 80-90 de ani cum cetuiește și cum se joacă pe laptop sau pe alte chestiuni, cu nepoții ei prin Italia, prin Spania, prin dracu mai are. Asta e una. Dar acolo se vor întâmpla foarte multe chestiuni de socializare, de redescoperire a unor lucruri care au fost odată, pentru că s-au pierdut foarte multe profesii, s-au pierdut foarte multe cunoștințe, s-a pierdut deprinderea noastră, dragi prieteni, de a comunica. În timpul ce noi stăm aici de bine de rău și bine că suntem aici, o mulțime dintre cei care ar fi putut să fie aici, măcar cei care sunt țărani adevărați, poate fi la pe treabă prin grădina, sper. Dar ceilalți care nu sunt țărani adevărați, sărbătoarea asta. Puteau să fie toți sau aici. Deci mulți stau, în schimb, în fața unei prăpădiri de telefon sau de, cum se cheamă aia, tabletă, sau de laptop, dacă are orice, și pierd vremea cu grație, căutând eventual prostii pe niște site-uri de 2 bani. Asta nu e viața. Viața adevărată e aceea când oamenii se văd și comunică între ei. Deci va fi acest program al nostru, acest proiect, o chestiune care înseamnă în sens larg și socializare și găsirea de chestiuni care să împrumuseteze viața oamenilor aici. De ce Sulița Veselă? Pentru că tot ce veți face voi și urmașii voștri ca absolvenți, ca studenți, că vor fi mulți, înseamnă în finalizarea în câțiva ani, de undeva de jos, de unii se intră în Sulița după linia ferată, după ce e acolo bariera, și până în capăt, pe stânga și pe dreapta, pe panoplii, făcută foarte frumos, tot ca o expoziție în aer liber, în care vor fi toate aceste chestiuni frumoase și multe altele, cașerate, bine apăsate, apărate ca să nu dea ploaia peste ele, iar pe verso va fi câte o poezie din Ion Pribeagu. Ion Pribeagu are vreo 1000 de poezii, dar chiar mai multe. Ca să vă amintesc... Să las, nu mai dăm atâtea detalii, să rămâne... Da, i-a chemat de pomoară, măcar să nu mai gata, nu mai dau și să nu facem promisiuni, că eu sunt politic, n-am simt. Dar eu n-am să plecați la ea și eu rămân cu oameni. O să dăm și plăcere și onoare să fim astăzi împreună. De domnul primar, de domnul profesor Drau, de voi, dragi studenți, de coordonatorii acestei tabere, de oameni minunați pe care i-am cunoscut aici în Sulița, de la primărie, din sat sau de la complexul Coelița Grotur. Îmi cer scuze dacă am uitat pe cineva, dar mă bucur nespus de mult să fim astăzi împreună aici. Vreau să spun două cuvinte, înainte de a începe discursul, despre domnul primar. Omul potrivit la locul potrivit și omul sfințește locul. Ce se mai? Se vede cu ochiul liber. Și asta nu este o... Se vede absolut tot ce a spus dumneavoastră aici. Și vreau să încep cu mulțumiri. Și nu sunt mulțumiri deloc exagerate. Mulțumim domnului primar pentru că a reușit și a organizat excepțional această tabără de creație. Această tabără la care au participat studenții noștri de la Universitatea Națională de Artă George Enescu din Iași. 10 studenți de la Facultatea de Arte Vizuale și Design, coordonați, bineînțeles, de profesorilor, domnul conferențiar universitar Mircea Ștefănescu de la Sculptură și doamna lector universitar dr. Ianca Boroș de la Pictură. Vreau să mulțumesc gazdelor noastre, familiei Apetrei, aici de față, ați oferit o experiență extraordinară studenților noștri și nouă în general.
ați oferit un cadru în care ei au putut să lucreze, să fie inspirați. Un cadru în care ei au putut să se distreze, să se relaxeze de ce nu. Da? Vreau să mulțumesc de asemenea domnului rector, profesorul universitar dr. Aurelian Bărăiță, rectorul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, și domnului profesor Constantin Dram, care împreună cu domnul primar George Popescu au creat cadrul instituțional prin semnarea acestui acord de parteneriat pentru a putea desfășura tabăra, prima ediție a taberei de creație de aici, de la Sulița. Aș vrea să mulțumesc studenților noștri. Sunteți minunați, dragilor. Ați făcut o perfectă. V-ați lăsat inspirați de aceste locuri. Ați lucrat, v-ați distrat, v-ați relaxat. Ați comunicat, că spunea domnul profesor Dram de comunicare, ați comunicat între voi poate mai bine decât o făceați la școală, nu? În cadrul școlii, în cadrul facultății. V-ați bucurat de aceste minunate peisaje, priveliști, de natură, în general, v-ați bucurat. Și asta se vede, și asta se vede în lucrările voastre. Asta se vede, bucuria aceasta de a lucra. Și mă bucur să vă văd ca o echipă. Și cred că ați lucrat, și sunt convinsă că ați lucrat ca o echipă. Și v-ați comportat și v-ați distrat în echipă cu toți. Și mă bucur. Bravo! Încântător. Ultima lucrare de sculptură. O să vedeți că nu e chiar ultima, dar vorbim la timpul potrivit, toate la timpul potrivit. Alexandru Giacomo Georgescu. Unde ești, Alexandru? Acolo. Ei bine, Alexandru a transpus în lucrarea sa Talisman o bufniță. Ei bine, știm foarte bine bufnița ce reprezintă. Înțelepciune, noroc, nu-i așa? Și cred că asta este un mesaj direct la domnul primar. Să aibă noroc în tot ceea ce face și multă, multă putere de muncă și știu că aveți și vă felicit. Da. Parcursul celor 10 zile s-au desfășurat și ateliere cu copiii de la școală. Am făcut echipe de copii din școala noastră care au mers efectiv și au văzut cum se lucrează, au primit informații de la coordonatori, tocmai pentru a încerca să descoperim dacă vreunul din ei se simte atras de sculptură sau pictură. Și anul viitor, cred că vom mai aduce și muzica, ca o specialitate, cred că vom aduce și teatru, film. Așa. Și atunci sunt convins că vom interconecta mult mai mult copiii din comunitate cu studenții din tabără. Și cine știe, poate în viitorii ani vom avea copii din Sulița pe care îi vom vedea la Universitatea de Arte din Iași. Adică sunt convins, deja avem copii care și-au descoperit vocații, cum ar fi muzica, deci sunt convins că la anul cred că vom găsi mai multe lucruri în comun. Și vom mai fi și domnul primar, când dați voi, o chestie în premieră pe care o va avea doar Sulița, nu are chestie politică, adică de cultura, cum ați precizat prea bine. Domnul Ștefănescu va face un gust al lui Pribeavu, pe care eu îl voi turna în bronz la Pașcan, la fabrica, posta fabrică de mare, nu știu cum se cheamă mai, BDU se cheamă, că nu se cheamă BDU, BDU. În fine, o fabrică, posta aia de tramă, de vagoane. Posta așa, la o turnătorie de bronz. Și pentru puține. Și atunci Pribeavu va avea la Sulița singura statuie în care are el mai seamă un bronz, făcută probabil grozav de domnul Ștefănescu și mulțumim pentru această. Politic, pentru că l-a publicat pe domnul Ștefănescu să nu uite promisiunea. Nu.